Prieteni, sănătate și bine v-am găsit și astăzi. Împreună cu voi vrem să vedem ceva frumos de la Unilight sau marca Unilight. E vorba despre o lampă de lucru hibridă cu mai multe baterii, modelul Unilight MTB5300 și vine într-o cutie mare pentru că e o lanternă destul de mare, puternică, foarte, foarte puternică. Are 5300 de lumen, LED, COB, ultraluminos de 5300 de lumen, spuneam 50W, 6500 K, temperatura de culoare, are 50W, puterea unui LED de 50W și îi hibridă. Adică ce înseamnă hibridă? Îi reîncărcabilă la rețea sau poate să fie conectată la rețea, dar poate să fie și la baterie, merge cu 4 baterii, dar hai să vedem mai bine ce se află acolo. Are 4 adaptoare și suportă până la 20V, 6A, acumulator de la Milwaukee, DeWalt, Makita și Metabo, sunt 4 adaptoare incluse acolo. Desfacem din cutie acolo, tragem în sus să vedem și aici sunt toate cutiile cu adaptoare, cu încărcătorul acela de la rețea și ea merge și la priză și la acumulator, spuneam. În felul următor, nu are o baterie proprie, ea are 4 adaptoare și acumulatorii putem noi să, de la sculele noastre. Hai să vedem acolo încă are celofan pe ea și ca să protejeze LED-ul acela mare, Unilight, după cum vedeți. Acolo îi celofanul și scrie deasupra MTB5300, deci intensitatea maximă îi de 5300 de lumeni. Aici să vedem și partea din spate. Aici are o ușiță cauciucată și pe acolo se introduce adaptorul sau încărcătorul de la rețea. Suportă orice rețea de pe întreg mapa mondul și el are încărcătoare incluse sau adaptoare incluse pentru tensiune de la 100 până la 240V și, spuneam, sunt incluse adaptoare pentru Statele Unite, pentru Europa, pentru Australia și pentru Marea Britanie. Ați văzut acolo, am deschis și un port USB pentru că poate fi folosit și ca o baterie externă, power bank cu port USB 2A, care funcționează cu orice baterie instalată. Are 4 indicatori pentru nivelul bateriei și starea de încărcare. Vedeți mânerul să face în mai multe poziții, are un suport acolo de podea, dar și un mâner. Dacă vreți separat, Unilight are și o baterie de 14,8 volți de 5200A și e disponibilă ca să fie cumpărată separat și se poate încărca cu încărcător de la rețea această baterie, dar doar aceasta se poate încărca. Am deschis aici cutia unde îi încărcătorul de rețea și cu adaptoarele acelea 4 pentru diferite prize internaționale. Aici un accesibil built-up, ne-a oferit și un manual dacă scanăm noi codul acela QR și aici încărcătorul, spuneam, propriu zis sau alimentatorul de rețea. El are o lungime de 5 metri de mare putere și furnizează energia potrivită pentru această lampă și spuneam aici, sunt o grămadă de date, de standarde, ce spuneam, input 100 până la 240 de volți și aici e un cablu care odată introdus acolo nu va ieși nicicum. Deci poate că pe șantier mai trece cineva, mai lovește cu bocancul și să nu se smulgă cablul acela. Odată introdus acolo în lampă nu va mai putea fi scos decât dacă dăm de liberul acela mic înapoi. Și aici sunt cele 4 adaptoare de diferite prize de rețea. Aici e pe America. Hai să vedem aici pe Australia, aici e pe Marea Britanie și aici adaptor pentru Europa. Pe noi ne interesează cel de Europa, se conectează foarte bine. Hai să vedeți un pic, se atașează acolo și prin răsucire va rămâne acolo clipsat. Hai să vedeți
puțin, deci foarte simplu, se introduce acolo și doar să dă înapoi, ca să-l scotem. Este o mică pârghie, un mic liver și acela trebuie deblocat. Ia uitați-vă, aici zic, unii apăs cu degetul, aici și apeși cu degetul și răsucești înapoi, în sens invers a acelor deget sornic aici. Foarte ușor, el se apasă și se înfiletează. Și aici spuneam cablul acela care are 5 metri, suficient cât să lucrăm noi într-o cameră, pe la rigips, pe la glator, pe la o grămadă de lucruri pe șantier. Și 5300 de wați e o putere foarte mare, 5300 e foarte mult. Și aici spuneam se conectează acolo, el se împinge puternic și va rămâne înțepenit acolo. Și băgăm în priză, conectăm, îi ceva foarte simplu. Tragem afară și am terminat. Dacă nu există o sursă de curent, atunci funcționează foarte bine pe baterie. Spuneam să poate cumpăra de la Unilite și o baterie externă și sunt 4 adaptoare, pentru că noi dacă lucrăm pe șantier avem și scule, sunt 4 adaptoare aici ca să funcționeze cu sculele noastre de la Milwaukee, acumulator de la Milwaukee, DeWalt, Makita și Metabo, am mai repetat aceasta. Aici sunt cei 4 adaptori pentru acumulator și suportă bateriile de la mărcile acestea, dar trebuie să fie până la 20 de volți, 6 amperi și peste 6 ampere nu funcționează și dacă sunt tensiuni mai mici, mai mari, deci până la 20 de volți. Și are un capac securizat al compartimentului baterie pentru protecție suplimentară împotriva factorilor externi aceste adaptoare și aceste baterii, deci cumva dacă punem noi o baterie acolo și lăsăm undeva, ne prinde ploaia sau eu știu, praf, condiții, sunt tot felul de condiții dure pe șantier și Unilite face o grămadă de teste înainte ca să dea drumul pe piață la un produs. Le aruncă, le suportă în condiții vitrege, la ploaie, chiar și sub apă, le calcă cu camioane și toate testele acestea foarte dure ca să ne țină acumulatorii cât mai mult. Aici vreau să introduc adaptorul acesta de Milwaukee, are acolo o clemă care o blochează și se deblochează prin presare, prin apăsarea acestui buton ca să scoatem înapoi, pentru că el va ține adaptorul acela. Vedeți? Se bagă foarte ușor, se clipsează, dar după care rămâne blocat acolo și se deblochează doar când apăsăm noi pe buton. Deci nu sare acumulatorul singur sau ceva. Sau... Și vreau să introduc un acumulator ca să vedem un pic, să vedem cum luminează, dar luminează mult mai bine în realitate decât poate surprinde camera. Și aici spuneam are o garnitură și la locașul acesta de acumulatori are o garnitură în care dacă lăsăm în ploaie sau în apă sau se stropește cu apă sau eu știu la diferite tencuieli, diferite alte condiții de praf, de alte... Vedeți, are capacul acela, va securiza, va strânge pe garnitură și atunci acumulatorul e perfect protejat. Hai să mai vedem ceva are... Un suport sau o bază rotativă robustă pentru stabilitate suplimentară cu orificii pentru atașarea la trepied sau magnet. Vedeți, acolo are 4 setări de reglaje a intensității. Vedeți, arată prima dată acumulatorul, starea acumulatorului cât la sută, e 25, 50, 75 și 100% acumulatorul. Dar are și intensități luminoase 650, 1350, 2700 și 5300 de lumeni. 4 intensități diferite de luminozitate ca și greutate. Are 1250 de grame goală, fără acumulator, fără altceva. Deci îi foarte puternică, dar la mărimea ei îi totuși din materiale foarte calitative și în același timp ușoară. Poate că vreți să știți cam cât funcționează cu acumulatori. În funcție de acumulatori între și intensitate, între 2,5 și 16 ore. Deci dacă pe intensitate de 5300
sute de lumeni funcționează la capacitatea maximă 2,5 ore și un acumulator putem să-l încărcăm în 15 minute dacă e un acumulator Milwaukee sau chiar și Makita. Vă dați seama că e aproape nelimitat dacă funcționează atâta, dar funcționează până la 16 ore diferite intensități. Dacă avem rețea, e nelimitat. Cred că v-ați făcut o idee despre această minunată lampă de lucru, e foarte solidă, bună, robustă. Până data viitoare, nu uitați să susțineți canalul și să ne auzim cu bine!